Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, mă bucur că ne ascultați din nou la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine, Loran Balint, expert în marketing. Bine te-am găsit! Salut, Cătălin! Știți ce facem aici? Punem la încercare credințele pe care le aveți, miturile din societate, venim cu soluții noi, uh, mai contrazicem ceea ce vedem și din când în când dăm și sfaturi, lucruri pe care le-am învățat din viață. Hai să vă zic o chestiune foarte interesantă și pe parcursul emisiunilor noastre, fie că am vorbit cu Paul Olteanu, fie cu Loran Balint, am învățat următorul lucru. În școala românească nu suntem învățați să ieșim în față. Noi când suntem scoși în față în școala românească, suntem scoși ca să fim pedepsiți, de acord? Cintez suntem la... scoși cu riscul mare de a fi pedepsiți. Cred că toți avem povești în care am ridicat mâna plin de entuziast, Uh, am răspuns greșit, am luat unul sau doi uh, sau trei. Avem mai mult. Deci, în școala românească, dacă te ridică în picioare, este clar că urmează o pedeapsă. Vei fi expus în fața tuturor că te-a ridicat profesorul în picioare nu de bine. Sau dacă ești la tablă, ești evaluat. Tu ajungi în fața publicului doar dacă ești evaluat. De asta, nouă românilor, și nu numai nouă, o să adaug pe parcurs, ne vine foarte greu să ieșim în față. Pentru că oamenii ne judecă. Asta e în mintea noastră. Și pentru că am fost taxați de-a lungul timpului când am ieșit în față. Evident. Și odată ce... E. Asta ne duce la o lipsă de deprindere. Nu știm cum să facem noi în momentul în care e o oportunitate în fața noastră. Uh -huh. Știți ultima prăjitură din farfurie? La noi e rușine să o iei. Doar că cine o ia e la sătul. E, despre asta uh, sau va fi sătul despre asta vorbim cu Loran Balint un om trecut prin experiențele vieții pentru a ieși în față hai să vedem cum facem cu ieșitul ăsta în față ca să apucăm oportunități profesionale Aveți, pare, pare ceva foarte banal adică pare ceva extraordinar de banal și de aia de multe ori este și greu să povestești pe subiectul ăsta sau să explici cuiva ce ar trebui să facă. În urmă cu câteva zile am avut o discuție cu o prietenă bună care are oportunitate de a ieși pe internațional cu meseria ei, de a merge și de a lucra pe o altă piață, într-o altă țară. Și m-am întrebat, tu experiența mare pe care o ai pe internațional, dăm -mi și mie niște sfaturi, zic și mie ce să fac. Și a fost un moment foarte interesant pentru că, stând așa și gândindu-mă, mi-am dat seama că bă, foarte multe dintre lucruri sunt de bază, e că n am ceva revoluționar, ceva nemai văzut, ceva, mama mea, îți zic acum, aș te iluminez. Iar primul lucru care mi-a venit atunci a fost uh, inspirat de o poveste reală pe care eu am trăit-o când am plecat prima oară și am lucrat în birou din Londra. La foarte scurt timp am avut o întâlnire internațională la Roma, ne-am adunat din mai multe colțuri ale lumii, 200 de oameni din rețeaua Leo Burnett, uh, uh, și acolo, la un moment dat, trebuia să prezinte Client Service, directorul din Leo Burnett, Londra, un om important, super important, uh, și avea 20 de minute un discurs uh, E. Uitându-mă eu la el, am remarcat că avea pantalonii deschiați, avea șlițul deschet la pantaloni. Șlițul descheiat, da? Da. Și m-am uitat, mai văzut să se vedea că era ciudat omul în față acolo, se pregătea să vorbească, dar nimic. Și eu am început să-i fac semn, hei, 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 și arătam spre pantaloni. Nu, nu înțelegea nimic, era un ciudat acolo, tânăr, care îi făcea semne spre prohoa de la pantaloni. Ciudate da. <laughs> semne. semne. Uh, Bute care m-am sculat, am traversat strada, m-am dus la el, omul se uita așa către mine, ce ai, domnule? Ii zic, Băi, eu trau, pantalonii tăi, pantalonii tăi, eu știam să-i zic că, în engleză că e deschis. Mama a avut, din o s-a uitat, s-a luminat, mamă, îți mulțumesc, cât mulțumesc. E, din momentul ăla, toată relația mea super. Eram la birou din Londra, venea la mine, dita mai șeful, dita mai seniorul din agenție, la mine juniorul venit de la București. Ce mai faci, Loran? Cum mai ești? Care mai treaba? Hai să mai povestim, hai să mai ieșim. Și am tot lumea din jur. cum de bagă în seamă Elliot, pe omul ăsta? A fost un moment, o oportunitate, ceva pe care am și exploatat, adică am, nu m-am stat cu căști în urechi, nu am stat izolat în telefon, uitându-mă, pe vremea nici nu erau telefoane, poate asta a fost și norocul meu. Uh, și am profitat de moment, a fost. Imediat, repet, au mai fost și alții care au văzut uh, uh, situația lui Eliot, puțini au ieșit uh, și s-au dus în față. Este un exemplu extraordinar de mic. Este extraordinar de mic. Îmi dau seama cum sună. Uh -huh. Vorbim la Radio Europa FM, una dintre cele mai ascultate emisiuni din România, despre să te duci să-i spui omului că este deschis la pantaloni. Dar. Spre surprinderea mea, foarte mulți oameni nu o fac. Deci da, este, unul dintre este fii eu, atent la ce se întâmplă în jur, fii atent și uh, trăiește momentul. Da, fix în același moment, cu tot așa cu personalitate importantă, n-am avut puterea să o fac, să mă duc, Da, să-i zic. -ă, Ace -am aceiași... Exact aceeași exact poveste. Dar, <laughs> bine, ăsta e doar este, un exemplu. Da, este doar dobă. un exemplu. Cum am ajuns să lucrez la Leo în Londra este o poveste foarte interesantă. Eram aveam 2 ani de experiență în agenție și vreo 3 luni de client service în Liobanet, când vine șeful nostru mare de la Londra în București, ne anunță cu o zi înainte, mâine sunt la București. Ce se întâmpla? Din Londra noi primeam tone de materiale despre detergenți, despre competiție, ce se face pe toate meridianele lumii pe detergenți, nimeni nu le citea. Era o grămadă de materiale, majoritatea inutile, se strânsese un teanc mare de rafturi și casete, cum era pe vremea respectivă, nimeni nu le băga panică din între întreaga. Păi, vine omul ăsta mâine și vine și la noi să vorbim despre materiale. Tu ai citit? -ai nu, eu nu, eu nu, eu nu. Se bă, facem și noi. Ne adaptăm, le iau eu și îl țin ocupat. Adică le iau eu pe om. Păi, bă, gata, dăm bere dacă te ocupi. Vine șeful nostru mare, intră în sala de conferință, eu apar acolo, nici nu mă știa cine sunt. Am un copil. Și încep să vorbesc cu el, încep să vorbesc cu el, să povestesc, cum văd eu publicitatea, cum văd eu lucrurile, cum... Omul era bun și colegii unde sunt? Colegii vin, dar știi că ne-ai anunțat ieri că apar, asta e, aveau proiecte, au tot. Bun, după aia, dar când apucăm să vorbim despre materiale, păi uite, nu vezi, totul e sub control, L am ținut vă trei de poveste, am vorbit mult, la sfârșit, băi, acum trebuie să plec la aeroport. Păi ce să-i faci? Aia, dar ai văzut că totul e bine, totul e ok. E, s-a terminat între ei, omul a plecat, o sună după aceea pe șefa noastră mare și zice, băi, băiatul ăla din sală, îl vreau în echipa noastră regională și m-a luat în în Londra, pe uh, proiect mare, mare, mare de tot. De ce vă, vă spunem te... asta? Că e un schimb de experiență care pare uh, banal, ai zice, dar de fapt așa se întâmplă lucrurile. Adaug o experiență similară cu o doamnă din Polonia care lucrează pentru Google. A ținut un curs în fața a 40 de jurnaliști vechi ca mine, oameni cu experiență. Un curs despre uneltele pe care Google le pune la dispoziția jurnaliștilor de investigații, în primul rând cu care să lucreze anumite materiale. Și la final, după o oră jumate de curs, evident, dacă sunt întrebări, cum se face. Nu a fost nicio întrebare în sală, deși, sigur, eram ca jurnaliști, trebuia să fi pus întrebări. Și a început să zâmbească și a spus așa, e ok că nu e nicio întrebare, nici la noi în Polonia nu a fost. Școala este europeană, funcționează așa cum v-am spus la începutul emisiunii, adică noi nu punem întrebări. Noi avem un magister în față, un om care ne dă situații pe care noi le asimilăm, după care, dacă pui întrebări, se cheamă că n-ai înțeles. Deci nu vrei să te expui la această neînțelegere. Dar ea zice așa, eu am fost singura din sală care a pus întrebări și la prima sesiune și la a doua sesiune. La a treia sesiune, cei de la Google m-au rugat să mă alătur echipei lor. E o experiență similară, poate vi se pare ca în filme, dar oamenii țin minte de fapt, atunci când ieși în față și pui întrebări, și atenție, nu în sensul negativ, de ții minte. Sigur că pot exista situații, dar de foarte multe ori, un om echilibrat, așezat, care pune întrebări coerente, este ținut minte bine de către superiorii săi și de către colegii săi. Uh -huh. Asta e pe relațiile de muncă, dar la muncă puteți ieși în față să vă spuneți punctul uh -huh. de vedere. Asta încercăm să transmitem aici. Categoric, știți ce am făcut printre primele lucruri când am ajuns în Londra? Am. Revăzut materialele care se trimiteau către țări. Adică am pornit de la premisa că, băi, noi nu le dăm atenție, nu le citea nimeni, nu se uita nimeni la ele, pentru că erau prea multe, prea haos, nu aveau niciun sens, nu ne ajutau la nimic. Și am avut grijă ca ceea ce primeau țările să devină mult mai relevant, mult mai interesant și oamenii să nu le mai arunce într-un colț și tot. Adică am profitat de ceea ce am învățat în țară, ceea ce văzusem, ce am observat în țară și am. Rezolvat una dintre problemele pe care le aveam noi în acel moment uh, care țea. Deci am dat atenție și am construit pe faptul că băi, primeam niște materiale pe care nu le băgam în uh, seamă. Loran Balint, ce mai trebuie să adăugăm de fapt aici este... în această chestiune? Aici trebuie să ne încurajăm copiii. Pentru că este foarte, foarte, foarte important cum pornim în viață și cum uh, ne setăm. Uh, eram în liceu. Și eu cu engleza eram destul de praf. Aveam vocabular de mic copil, am fost atent la engleză și așa, dar nu vorbeam, nu aveam nicio oportunitate. În 1993, cred că nu aveam interacțiuni prea multe cu străinii, dar uh, și aș putea să zic că eram praf și pulbere la tot ce înseamnă vorbit în engleză. Dar am avut o vizită a unui profesor de istorie din Anglia la liceu, la Shaguna, acum e colegiul național. La și a venit profesorul, ne-a vorbit foarte frumos, ne-a plăcut cum era îmbrăcat, ținut, cum stătea prestanța, omul și așa. Și la sfârșit, cine are întrebări? Și eu mă uitam, colegii mei vorbitori de engleză, la 10 toți, de-abia treceam clasa, a, nimeni, nimic ca așa, așa, și eu creionez acolo cu sprijinul 2-3 colegi, cam la fel de praf ca mine, o întrebare și mă ridic mâna și zic... uita-mi o întrebare, de ce credeți că nu a atacat Hitler la Dunkirk? Era una dintre preocupările mele de adolescenți da. la momentul respectiv. Omul se uită așa cum fus la profesoara de engleză și la dirigu și nu înțelegea ce l-am întrebat pentru că eram chiar praf. Și așa îi se explică și se întoarce la mine. Vrei să mă întreb de ce nu a atacat Hitler la Dunkirk? În momentul în care eu supernatural super natural într-o limbă străină perfectă, îi zic Igen. Băi, <laughs> a fost absolut senzațional Toată clasa hohote de râs. Profesorii erau în genunchi în fața clasei. Nu mai puteau de râs. Era cum nu înțelegea ce i s-a întâmplat sau ceva. Dar eu i-am răspuns în ce mi-a venit în momentul respectiv că aia era. Ies era prea mult pentru mine, dar n-am avut nicio problemă. I-am răspuns Igen și ne-am înțeles până la urmă. Mi-a răspuns omul de ce nu a atacat Hitler la Dunkirk părerea lui <laughs> pe subiectul respectiv, dar n-am avut nicio problemă de rușine, de ceva, ba din contră, încă o poveste de spus pe care o spun la bere, o spun că le întâlnim cu colegii. Uh, ești că lumea ar spune că asta e o chestiune de îndrăzneală, adică ai fost îndrăzneț de-a lungul vieții, poate e o calitate a naturală. Am fost și încurajat de părinți și nu am fost taxat niciodată dacă am luat nota 2 la școală sau 10 sau șase sau șapte, viața a mers la fel de frumoasă înainte și au avut aceeași încredere în mine, astfel încât nu mi-a fost niciodată frică dacă ridic mâna și iau. M-am ofticat, de câte ori am mâna și mi s-a dat doi sau patru, am ce fraier sunt că ridic mâna, dar am continuat să ridic mâna, adică n-am avut. Deci e o chestiune care ține de tine. Dar asta se învață? capacitatea asta de a păși în față. Se și învață, se și învață. Unii au natural și bravo lor și asta este, dar se și învață, se autoeducă. Când țin cursurile cu colegii mei de client service, totdeauna încerc să le zic, Vorbiți primii, vorbiți primii într-o întâlnire. Ziceți primii, spuneți ceva. De primii, ce? De? Pentru că, da, ne amintim de primii care vorbesc. Adică, într-o întâlnire mare cu 20 de oameni, primii care vorbesc, toată lumea o să-și amintească de ei. După aceea, dacă ai zis la minutul 73 ceva sau altceva, s-ar putea să-și amintească sau nu. Dar deci, cine cu... vorbește primul, cine iese, e cel mai memorabil. Deci, încă o dată, două sfaturi, sunt două lucruri simple cu care plecați din această întâlnire, mai ales dacă lucrați în multe clădiri de birouri, dar cred că în orice echipă. Uh puneți întrebări, ieșiți în față la modul propriu da? și spuneți-vă părerile și atenție, într-o ședință vorbiți primii când se dă drumul la cuvânt. Vorbiți și ar mai cu... fi un alt lucru. Rămâneți conectați la lumea din jur. Observați că cineva are pantaloni deschiși ca să poți să reacționezi. Dacă stai în telefon, dacă stai în căști sau ceva, nu observi ce se întâmplă în lume. Atenție, e o metaforă, dar nu e vorba nu e de fapt. Este ancorată de povestea de mai devreme. Da. Sigur că da. El e rol Loran Balint, eu sunt Cătălin Striblea, ne auzim și duminica viitoare la Out of the Box. Mulțumim! Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.